Cristian Gropa, un tânăr originar din satul Sudarca, raionul Dondușeni, colecționează radiouri și televizoare produse acum 10 de ani în urmă. Dragostea i-a insuflat-o bunelul și tata, cu care repara încă de mic tot ce se strica în gospodărie, dar și la vecinii din Mahala. Colecția a început-o acum 10 ani și se mândrește cu peste 120 de radiouri și 12 televizoare, toate adunate din toate colțurile țării. Pentru că nu-i mai încăpeau în apartamentul de la Chișinău, unde s-a stabilit cu traiul, tânărul a decis să deschidă un muzeu în satul natal și să-și îndeplinească visul de mult visat. Avem aici un aparat german, Blaupunkt, aproximativ 1936 anul fabricării. Și îl putem porni. Din păcate au rămas foarte puține așa aparate, fiindcă pe timpul războiului ele erau luate de la populație pentru a produce stații radio în scopuri militare. Cine a putut să-l ascundă a riscat cu viața și... Cristian știe istoria fiecărui radio din colecția sa. Una din mândriile sale este și primul radio cu telecomandă. În 1957, în Moscova a fost un mare festival al tineretului și a studenților. Și în cinstea acestui festival a fost denumit acest aparat, festival, produs în Riga, la uzina, vestita uzină VEF. A fost primul aparat cu telecomandă sovietic, din păcate telecomanda nu s-a păstrat, nu o mai am, prin fir. O altă bijuterie este și acest aparat foto. Avem și un aparat foto care s-a folosit, cred că de la sfârșitul secolului 19 și până în anii 80 în studiourile fotografice. Este un aparat de portret anume. De la radio și foto cu mare interes am trecut și la televizoare. Din spusele tânărului, mai deosebit a fost modelul televizorului care mai este numit teleradiola. În Belorusia, uzina din Minsk a încercat să combine televizorul cu radioul și cu pick-up-ul. Și au făcut teleradiola sau radiocombine, cum îi mai spuneau, care are televizor, radio și pick-up. Aflați că tot ce vedeți în imagine, totul funcționează, meșterul fiind chiar Cristian. Ele se făceau cu scopul de a fi reparate, adică e simplu, îl deschizi înăuntru, e ușor să-i găsești problema. Și piese se găsesc foarte multe. Echipa ziarului nostru nu și-a putut rupe ochii nici de la colecția impresionantă de discuri pe care o deține Cristian. Am o colecție de discuri. Discuri sovietice sunt foarte multe, le putem găsi, dar mai am și discuri de până la război, care produsă la Columbia Records, Anglia, Electrecordul românesc, anii 30, cu înregistrări exclusive care nu le puteți găsi nici pe internet, unele din înregistrările lui Gică Petrescu, de până la război, când era el tânăr, sau Zavaidoc, dacă... Zavaidoc, marele țigan, muzicant român, de la care au rămas unele melodii care poate nimeni nu-și dă seama că s-a lui, zic că-s populare. Dar nici de la patifonul care odată pornit ne-a scufundat în istorie. Avem un patifon mecanic care lucrează fără energie electrică. Pe urmă au apărut magnetofoanele pe bandă, pe ele puteam înregistra muzica, poate care chiar era și interzisă pe timpuri și nu se producea pe discuri. Într-o perioadă se făceau discuri chiar pe fotografie de la rentgen, în studiouri improvizate acasă, se vindeau scump și cânta Petre Leschenko, marele muzicant rus, care nu a cântat niciun cântec în altă limbă, doar în rusă, născut în Moldova, a cântat doar în România și Cernăuți prin restaurante și la urmă tot rușii l-au omorât. Tânărul susține că tehnologia a avansat cu pași gigantici. Cred că de la televizorul ăsta și la acest modern a rămas doar ideea de transmitere a imaginii, la restul s-a schimbat.
Chiar și așa, Cristian are acasă un televizor și un radio retro, dar și câte unul de ultimă generație. Am și unul vechi și unul nou. Am aparat de radio vechi și aparat nou. Discuri, adică nu le-am adus chiar toate. Aici am lăsat câteva acasă. Când mai vin oaspeți, le mai pun. Toți rămân uimiți. Muzeul lui Cristian se află în incinta liceului, unde și-a făcut studiile. Directoarea instituției are doar cuvinte de laudă în adresa lui. Este fostul nostru elev și este un exemplu pentru generația în creștere, care se uită de vicii și să facă niște lucruri folositoare și utile pentru viitor. Pe viitor, visul nostru este ca să amenajăm un muzeu modern, cu echipament și luminare modernă, ca să fie un punct turistic unde să vină locuitorii Moldovei și chiar din alte țări să vadă colecția fenomenală a lui Cristian, fiindcă este, cred că va fi unicul muzeu până ce o fi din Republica Moldova, Muzeul Radioului. Pentru această colecție valoroasă, tânărul zice că a scos mulți bani din buzunar, dar nu regretă și nici nu vrea să spună despre ce sumă ar fi vorba, căci o face pentru plăcerea și visul lui din copilărie. Lecția primită de la bunelul și de la tata i-a ajutat și în alegerea profesiei. Acum Cristian este inginer biomedical la Spitalul de Urgență din Chișinău. Visul lui încă n-a fost atins pe deplin. Își dorește nespus de mult să deschidă în sat un muzeu modern care să devină o carte de vizită a satului.